Deschidem Cartea Domnului la Numeri, capitolul 25, și vom citi tot capitolul, are doar 18 versete. Întotdeauna vreau să repet, consider că citirea Cuvântului lui Dumnezeu este mult mai importantă decât multe lucruri care le facem noi. Acesta este, în mod sigur, Cuvântul inspirat de Duhul lui Dumnezeu. Ceea ce vorbim noi poate fi sau nu poate fi. Haideți să ascultăm cuvântul Domnului. Israel locuia la Sitim și poporul a început să se dea la curvie cu fetele lui Moab. Ele au poftit poporul la jertfele dumnezeilor lor și poporul a mâncat și s-a închinat până la pământ înaintea dumnezeilor lor. Israel s-a alipit de Baal Peor și Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Israel. Domnul a zis lui Moise: strânge pe toate căpetenile poporului și spânzură pe cei vinovați înaintea Domnului, în fața soarelui, pentru ca să se întoarcă de la Israel mânia aprinsă a Domnului. Moise a zis judecătorilor lui Israel: fiecare din voi să ucidă pe acela dintre ai lui care s-a alipit de Baal Peor. Și iată că un bărbat dintre copiii lui Israel a venit și a adus la frații lui pe madianită, sub ochii lui Moise și sub ochii întregii adunări a copiilor lui Israel, pe când plângeau la ușa cortului întâlnirii. La vederea acestui lucru, Fineas, fiul lui Eleazar, fiul preotului Aaron, s-a sculat din mijlocul adunării și a luat o suliță în mână. S-a luat după omul acela din Israel până la cortul lui, l-a străpuns prin pântece, i-a străpus prin pântece pe amândoi, atât pe bărbatul acela din Israel, cât și pe femeia aceea. Și a încetat astfel urgia care izbucnise printre copiii lui Israel. 24.000 au murit loviți de urgia aceea. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: Fineas, fiul lui Eleazar, fiul preotului Aaron, a abătut mânia mea de la copiii lui Israel prin râfnă pe care a avut-o pentru mine în mijlocul lor, și n-am nimicit în mânia mea pe copiii lui Israel, de aceea să spui că închei cu el un legământ de pace. Aceasta va fi pentru el și pentru sămânța lui după el legământul unei preoții veșnice, pentru că a fost plin de râvnă pentru Dumnezeul lui și a făcut izbășire pentru copiii lui Israel. Bărbatul acela din Israel care a fost ucis împreună cu madianita se numea Zimri, fiul lui Shalu. El era căpetenia unei case părintești a simioniților. Femeia care a fost ucisă se numea Cozbi, fata lui Tsur, căpetenia semiților ieșite dintr-o casă părintească din Madian. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: priviți pe madianiți ca vrăjmași și ucideți-i, că și ei vi s-au arătat vrăjmași, amăgindu-vă prin vicleșugurile lor, prin fapta lui Peor, prin fapta Cozbiei, fata unei căpetenii a lui Madian, sora lor, ucisă în ziua urgiei care a avut loc cu prilejul faptei lui Peor. Să ocupăm locurile. Suntem, pentru cei care n-ați fost cu noi până acum sau ne urmăriți prin internet, împreună cu biserica suntem într-un studiu din Vechiul Testament pe care l-am numit Spre Canaan. Am pornit cu ipoteza aceasta că o parte din dificultățile drumului poporului lui Dumnezeu spre țara promisă seamănă mult cu dificultățile noastre. Există cam același pachet de ispite, de necazuri, de probleme cu care vom fi confruntați și noi pe drumul nostru spre patria cerească, spre Canaanul ceresc. E bine, în seara aceasta, subiectul pe care l-am ales, l-am botezat, dacă vreți să mă ajutați cei de la internet, de la computer, este cineva? L-am botezat plictiseala. Este o lecție specială, pentru că unul dintre lucrurile în călătoria noastră spre Canaan este și plictiseala, una dintre problemele majore cu care noi ne vom confrunta în drumul nostru spre patria cerească, este exact plictiseala. Aș vrea să încep cu câteva întrebări
care cred eu că sunt foarte importante. Când credeți că este creștinul cel mai ispitit să păcătuiască? Prima întrebare, avem pe cineva la computer? Nu merge? Sfârșit. Bun, avem. Când credeți, deci, că creștinul este cel mai ispitit să păcătuiască? Când toate lucrurile merg rău în viața lui? Când este în lipsuri financiare, când avem dificultăți financiare, atunci suntem în pericol să păcătuim? Când este copleșit de prea multe responsabilități, avem prea multe pe cap, prea multe joburi, prea multe responsabilități? Când se luptă cu suferințele fizice, când se zbate în relațiile nesănătoase în care tot el a decis să intre, să știți că răspunsul corect este că suntem cei mai expuși să păcătuim atunci când suntem plictisiți, când creștinul este plictisit. Haideți să vedem ce este totuși plictiseala asta. Se spune că plictiseala se naște în intervalul de timp dintre problemă și răspuns, sau dacă vreți, dintre problemă și rezolvarea ei. Ai o problemă, de exemplu, nu reușești să câștigi suficient de mulți bani. Și îți alegi când un job, când altul, tot promisiuni, una mai frumoasă ca alta, dar nu reușești niciodată să aduni suma de care ai nevoie. Ei, între problema ta și răspunsul satisfăcător este un interval de timp. Și aici intervine plictiseala. Ne plictisim de situația în care ne găsim. Plecăm spre Canaan, nu? Și ar trebui să ajungem în vreo 2 săptămâni. Și iată că deja e anul 20, anul 25, și suntem tot prin pustiu și tot ne învârtim și tot ne învârtim. Și unde e țara aia, Domnule, în care curge lapte și miere, nu? Ne învârtim între o promisiune, nu? Și rezolvarea ei. Ne plictisim între o problemă cu care ne confruntăm, tot ne plimbăm pustiu, greutățile, și nu vine niciodată Canaanul ăla în care vrem să intrăm. Și în intervalul acesta între problemă și rezolvarea ei, dacă vreți, sau răspunsul, intervine plictiseala. Perioada de așteptare, cu activitate minimă, pune la încercare credincioșia și consacrarea noastră. Când suntem plictisiți, încetează activitatea asiduă care am avut-o până acum și intrăm așa într-un platou în care tot așteptăm să se întâmple ceva și nu se mai întâmplă. În această perioadă de așteptare ne plictisim, devenim nerăbdători și putem cădea foarte ușor în ispite. Cineva a spus că mintea pasivă este atelierul diavolului. Când cineva trăiește plictiseala, omul acela ajunge să cadă în păcat mai devreme sau mai târziu. Unul dintre cuvintele foarte dese întâlnite, mai ales la tânăra generație, este boring, nu? La biserică este boring, acasă este boring. Boringul ăsta este, de fapt, plictiseala în care trăiește această ființă. El așteaptă să fie distrat. De fapt, bisericile americane au început să răspundă la acest boring, nu? Făcând entertainment la biserică, ca să-l distreze cumva pe tânărul acela, să nu se mai plictisească la biserică. Culmea, că se pare că cele bisericile care pierd cei mai mulți tineri dintre bisericile americane sunt acelea care încearcă să nu-i plictisească pe tineri. Ei nu au nevoie de distracții. O să ajungem în final. Nu trebuie să-i distrăm, trebuie să le dăm de lucru, trebuie să găsească o activitate utilă ca să se simtă importanță.
Dar atunci când ne plictisim, mintea noastră este pasivă și atunci intrăm în atelierul diavolului. Plictiseala dă prilej diavolului să ne distrugă viața noastră spirituală. Vom discuta trei lucruri în această seară despre seducția plictiselii, încăpățânarea plictiselii și soluția pentru plictiseală. Și haideți să le luăm pe rând. La versetul 1, prima parte a versetului 1 pe care l-am citit din capitolul 25, spune că Israel locuia la Sitim și poporul a început să se dea la curvie cu fetele lui Moab. Locuia, nu mai călătoreau, s-au plictisit de călătorie, erau obosiți, au început să se așeze. Nu își mai doreau țara promisă așa de mult. Se pare că cele mai multe păcate a lui Israel sunt păcatele în perioada asta de așteptare. Israelul este între două realități. În primul rând este pustiul cu care se confruntă în fiecare zi, în fiecare dimineață când se trezesc, ies afară din cort, pășesc pe nisip. Nu? Pustiu. Cât vezi cu ochii, nu mai e pustiu. Și în mintea lor este semănat gândul, ideea aceasta, perspectiva aceasta glorioasă, Canaanul, o țară în care curge lapte și miere. Un copil a răspuns la școala duminicală, profesorul a întrebat dacă sunt animale în cer. Și a zis, sigur că da. Ce animale? Păi zice, albine și vaci. De cum așa? Păi zice, nu se curgă lapte și miere acolo, nu? Dacă este miere, înseamnă că sunt albini și dacă e lapte, vaci, nu? Te scoli dimineața, ieși afară pe nisip și te gândești la vacile alea grase și frumoase care o să dea lapte, nu? N-ai mai băut o cană de lapte de ani de zile, nu? O să mănânci miere, miere din stâncă, cum este o expresie în psalm, cred, în profeți. Dumnezeu le-a promis evreilor această țară extraordinară, dar între aceste două realități, nu, în ceea ce este astăzi și ceea ce o să fie cândva, nu, este plictiseala, așteptarea, când? Dumneavoastră n-ați călătorit cu mașina și ați avut copii mici. Una dintre întrebările care îți ridică nervii la culme este aceasta. Când ajungem? Când ajungem acolo? Mai este mult, nu? Mai este mult. Pentru că între realitatea vieții din mașină și destinația unde ne ducem este un interval. Și el se plictisește. Cât timp mai durează până ajungem acolo, nu? Asta este problema evreilor în călătoria aceasta care nu se mai termine. Se pare că Israelul păcătuiește în aceste perioade de așteptare. Marile păcate, marile ispite din viața lui Israel vin în această perioadă de așteptare. Nu au nimic de făcut, nu? Ei, când n-ai nimic de făcut, îți dă diavolul de lucru, nu? Imediat găsește, îți dă diavolul ceva de lucru. Când nu lucrezi nimic, capezi de lucru din altă parte. De aceea, fugiți de plictiseală. Găsiți-vă ceva de lucru. Una dintre cărțile cu care ne-au bombardat la școală, la cursurile de limba rusă. I-am spus acum într-o zi nepotului meu, pentru că dacă țin minte ceva acum cum îi văd pe ruși tot timpul la știri, mi-aduc aminte de o serie de lucruri despre lecțiile de limba rusă. Ei, era un autor rus care are un roman foarte interesant, Cum se călește oțelul. Cum se călește oțelul. Nu vă-l spun în limba rusă, că mie nu-mi place limba asta anyway, dar îl știu și în limba rusă, pot să vă spun și citatul în limba rusă. Și autorul spunea, în ultimă instanță, că oțelul se călește, deci personalitatea ta, caracterul tău se formează
dacă faci ceea ce n-ai chef să faci în momentul ăla. Ok? E bine dimineața când deschideți ochii și n-aveți chef să vă sculați, sculați-vă. Okay? După ce te trezești din pat, n-ai chef să faci patul, fă-l. Nepotul meu deja e format de noi. I-am spus, măi băiete, tu știi ce face un om serios prima dată când se trezește? S-a gândit ăsta, se roagă. Nu, i-am zis, își face patul. Că ne-a lăsat să-l facem tot noi. Și acum a învățat să-și facă patul. A dormit la noi zilele astea și spune, bunule, zice, am dormit așa peste plapumă, zice, ca să nu trebuiască să fac patul dimineața. Au găsit o soluție, băiatul, să nu facă patul, nu? Dar ca să se călească caracterul tău, pune-te și fă ceea ce n-ai chef să faci în momentul respectiv. Okay? Atunci nu te plictisești. Nu îți place să faci aia, nu îți place să faci aia, nu îți place să te scoli, nu îți place să mături, nu îți place să speli vasele. Nu sunt lucruri prea plăcute, nu? Dar dacă vrei să-ți faci un caracter puternic, fă exact ceea ce n-ai chef să faci. Te scoli dimineața și n-ai chef să te rogi, așa e? Ei, pune-te și roagă-te. Călește oțelul ăsta a caracterului tău. N-ai chef să citești Biblia astăzi, nu? Las că citim mâine mai multe capitole. Nu. Citește-o. Exact ceea ce nu ai chef să faci, fă. Nu o să te plictisești. Altfel, n-ai chef să faci aia, n-ai aia. Și atunci viața e o viață fără niciun fel de chef, o viață plictisitoare. Mai la început am avut aici un ăsta, dar am sărit peste el, o să vi-l pun din nou. Chiar în titlu e treaba asta. Zice că m-am plictisit să fiu plictisit, pentru că e foarte plictisitor să te plictisești. Ok? Luați deviza asta și plictisiți-vă să fiți plictisiți. Nu vă plictisiți, găsiți ceva de făcut. Și sunt enorm de multe lucruri de făcut în viață. De la iarba care trebuie tăiată, florile care trebuie udate, curtea care trebuie măturată, garbiciul care trebuie dus, hainele care trebuie spălate, sunt milioane de lucruri. Pe ce pune ochii tăi, pe ce vede ochii tăi, pune mâna și fă, repară și nu o să te plictisești. Altfel, dai diavolului ocazie să intri în acest atelier al lui, nu? Și în perioada asta de așteptare, că ce este plictiseală? Aștepți să se întâmple ceva, nu? Aștepți să vină cineva să spele vasele, nu? Aștept să vină cineva să-ți facă de mâncare, nu? E dezastru. Când eram la liceu, unul dintre profesorii noștri îl chema Gheorghe, și nevastă să-i spunea George, așa franțuzesc. Și cineva a fost acasă la el și a auzit-o pe nevastă să spună, George, spală copilul! George venea de la școală, săracul, a avut ore obosit și doamna stătea acasă, n-avea nimic de făcut, dar se plictisea, nu? Și dădea de lucru lui George, să nu se plictisească cumva George. Și la noi rămăsese fraza asta, George, spală copilul. Ia. Găsește ceva de făcut și nu aștepta, pentru că așteptarea asta duce la plictiseală. Plictisiții lasă garda jos, de aceea ispita îi biruie foarte ușor. Istoria lui Israel este o istorie a unor înfrângeri majore în perioade de astea de lene, de gardă lăsată jos, de plictiseală. Nu? Când a păcătuit David cu Batșeba? Când a fost la război, nu? Nu. N-a tras un pui de somn, după masă s-a trezit, s-a uitat ce mai prin lume, nu? Și de pe sus, de pe terasă, a văzut o soră care făcea baie exact unde știa ea că se poate vedea. Și a căzut în păcat.
Plictisiții lasă garda jos. De aceea sunt biruiți foarte ușor și istoria ne dovedește lucrul ăsta. Cineva a spus că plictiseala este rădăcina tuturor relelor. Rădăcina tuturor relelor, nu numai dragostea de bani, dar și plictiseala. Okay? De aceea, în perioada de așteptare între problema ta și rezolvarea ei, nu? Sau visul pe care îl aștept să se împlinească, nu lăsa să se instaureze plictiseala. Găsește ceva de făcut. Nu te lăsa plictisit. Haideți să discutăm puțin despre slăbiciunea asta care vine odată cu plictiseala. Versetul 1 până la 3 spune cuvântul lui Dumnezeu că în această perioadă când ei locuiau la Sitim, nu? Poporul a început să se dea la curvie cu fetele lui Moab. Fetele lui Moab, ele, au poftit poporul la jertfele dumnezeilor lor și poporul a mâncat și s-a închinat până la pământ înaintea dumnezeilor lor. Israel s-a lipit de Baal Peor, de dumnezeul Moabului, moabiților, și Domnul s-a prins de mânie împotriva lor. Observați o nație plictisită care nu are nimic de făcut, nu? Păi, te scol dimineața, adun ceva mană. E, da, am fost invitați la dinner de seară, nu? Niște familii de moabiți foarte drăguțe ne-au invitat la dinner. Și s-au dus, mai ales tinerii lui Israel, că spune cuvintele Sfinte Scripturi, că fetele moabiților erau frumoase, nu? Și evreii s-au plictisit de evreicele lor, nu-i așa? Au venit ceva proaspăt, ceva nou, ceva nou în oraș. A apărut alte fețe în oraș, nu-i așa? Și dintr-o dată, oamenii aceștia plictisiți sunt invitați la party, sunt invitați la dinner, nu? Cuvântul lui Dumnezeu spune că profetul acesta, Balaam, și v-aș recomanda acasă să citiți, începând de la versetul 22, Balac, care este regele, împăratul moabiților, trimite după acest Balaam, un profet vestit în timpul acela, și spune Sfânta Scriptură că era un profet care se temea de Domnul, primea revelații direct de la Dumnezeu. L-a invitat pe acest Balaam să blesteme pe Israel. Culmea, știți foarte bine că moabiții, nu? Sunt un fel de rude cu Israel. Moab s-a născut din fetele lui Lot. Și atunci, într-un fel, erau rude. Un ghid de-a nostru evreu întotdeauna le spunea la arabi, la toți cei din, zice, verișorii noștri, verișorii noștri. Ăștia erau verișori cu ei. Și acest Balac a trimis după Balaam să blesteme acest popor al lui Dumnezeu. A trimis cadouri, invitații speciale, nu vreau să pierd timpul spunându-vă cum a ajuns în sfârșit Balaam, în ciuda interdicției care a primit-o de la Dumnezeu să nu se ducă. Dumnezeu a spus să nu se ducă, s-a dus. Momii de aurul și promisiunile lui Balac s-a dus. Și știți bine că măgărița pe care călărea profetul, nu, a devenit mai deșteaptă ca el și la un moment dat, bătută bine, a început să vorbească și să-i spună, unde te duci? Tu nu vezi că e îngerul lui Dumnezeu aici care o să te omoare? Ei, dar ăsta se duce, nu bleastă-mă pe poporul lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu îi interzice și îi încurcă limba să nu rostească blesteme, ci îl binecuvântă pe poporul lui Dumnezeu. Dar Sfânta Scriptură ne învață apoi că în final, Balaam ăsta totuși, dacă n-a reușit să blesteme, a dat un sfat așa nesolicitat lui Balac.
Balac a făcut cum zisese Balaam, spune versetul 30 din versetul 30 din 23. Și în capitolul 24, Balaam s-a sculat și a plecat și s-a întors acasă. Balac a plecat și el acasă. Dar dacă întoarceți paginile Sfintei la Apocalipsa, Sfintei Scripturi la Apocalipsa, când îngerul bisericii din Pergam îi se adresează, când îngerul îi se adresează Domnul, spune așa: dar am ceva împotriva ta, tu ai acolo niște oameni care țin de învățătura lui Balaam, care a învățat pe Balac să pună o piatră de potignire înainte copiilor lui Israel, ca să mănânce din lucrurile jertfite idolilor și să se dea la curvie. Asupra acestui subiect revine și Apostolul Petru, când spune în 2 Petru, capitolul 2, versetul 15 și 16: după ce au părăsit calea cea dreaptă, au rătăcit și au urmat calea lui Balaam, fiul lui Bosor, care a iubit plata fără de legii, dar a fost mustrat aspru pentru călcarea lui de lege, o măgăriță necuvântătoare care a început să vorbească cu glas omenesc, a pus frâu nebuniei prorocului. Probabil că Balaam a zis: uite, eu nu am voie să rostesc cuvinte de blestem împotriva acestui popor sfânt, dar am un sfat așa bun: îmbracă-le fain pe fetele tale sau dezbracă-le, trimite-le în vizite la ficiorii ăștia lui Israel și invitați-i pe la voi pe acasă, pe la închinarea voastră, pe la biserica voastră, la închinarea lui Balaam, zeului Baal-Peor. Zeul Baal-Peor era zeul fertilității. Zeul fertilității. Când am studiat despre Ilie, am învățat atunci că acest Baal era zeul fertilității, la care se rugau popoarele păgâne să le fete vacile, să le crească holdele, să aibă bogăție la recoltele agricole, așa? Să aibă mulți copii, să fie să fie prosperitate economică în țară. E bine, închinarea la acest Dumnezeu fals întotdeauna se lăsa cu prostituție publică. Femeile invitau pe toți invitații și se prostituau în fața acestui zeu al fertilității. Flirtul cu lumea ruinează întotdeauna legământul cu Domnul. Se pare că Balaam a știut foarte bine că dacă nu poate să blesteme acest popor, poate să creeze o situație în care Dumnezeu să-l blesteme pe poporul acela și să-l pedepsească pentru păcatele lui. Și a învățat, spune Apocalipsa, pe moabiți cum se atragă în păcat pe copiii lui Israel. Aș vrea să ne uităm acum la această încăpățânare a plictiselii, să vedeți că întotdeauna șovăiala aceasta, ezitarea, dacă ne uităm la versetele 4 și 5, Domnul a zis lui Moise: strânge pe toate căpetenile poporului și spânzură pe cei vinovați înaintea Domnului, în fața soarelui, pentru ca să se întoarcă de la Israel mânia aprinsă a Domnului. Practic, Dumnezeu spune: adună-i pe liderii, pe conducătorii lui Israel, care au dat voie poporului să se preteze la o asemenea fără de lege. Pedepsește conducătorii care au închis ochii, care au fost toleranți, îngăduitori și care au lăsat să se petreacă păcatul acesta care l-a supărat așa de tare pe Dumnezeu. Liderii care au permis acest păcat trebuiau uciși. Moise a zis judecătorilor lui Israel: fiecare din voi să ucideți pe acela dintre ai lui care s-au alipit de Baal-Peor. Nu, chiar asta s-a întâmplat.
Moise a cerut, deci, liderilor să ucidă pe cei vinovați. Practic, ei erau primii vinovați, conducătorii, dar au ezitat să facă lucrul acesta și urmează o plagă în care mor 24.000 de oameni. Imaginați-vă că sunt 24.000 de oameni morți de cadavre care nu sunt îngropați. Morții sunt lăsați neîngropați, spune Sfânta Scriptură. Sunt hrană păsărilor și animalelor pustiului. Vă dați seama unde duce păcatul și la ce dezastru național ajunge Israelul. Apoi, în al doilea rând, pofta acestor oameni este exemplificată printr-un evreu care pur și simplu sfidează toată adunarea poporului lui Dumnezeu și aduce în tabăr, aduce în cortul său o madianită. Acum, Madian și Moab erau și ei destul de apropiați, rude, dar ăsta nu i-a plăcut moabitele, a luat o madianită. Okay? Și se pare că fata unui lider destul de important din Madian se dedă pur și simplu la îmbuibare, la sex, la o aroganță obraznică, sfidează regulile celorlalți, patrulează, mărșăluiește cu mândra prin oraș, dacă vreți, prin fața corturilor lui Israel. Ăștia stau în fața cortului, plâng, zice, versetul 6 este teribil, ascultați-l încă o dată. Și iată că un bărbat dintre copiii lui Israel a venit și a dus la frații lui pe o madianită sub ochii lui Moise și sub ochii întregii adunări a copiilor lui Israel, pe când plângeau la ușa cortului întâlnirii. Imaginați-vă, erau pe genunchi și plângeau din pricina acestor 24.000 de morți, nu? Și a păcatului în care ajunseseră. Toți stau și plâng la ușa cortului și apare fratele cu mândra lui prin fața tuturor, prin fața lui Moise, nu? Este mândria aceea obraznică, lui nu-i pasă, nu? Țin minte că am confruntat odată pe cineva care își găsise fosta prietenă din tinerețe, nu? Care era o femeie măritată acum și avea câțiva copii. Și când l-am confruntat, a avut o reacție la care nu m-am așteptat niciodată. Mi-a spus, frate dragă, dar dragostea e de la Dumnezeu, nu? Dumnezeu e dragoste, nu? Ce era să mai spun, nu? Da, da, am spus, așa e, Dumnezeu e dragoste, numai că nu iubește curvia în care tu trăiești. I'm sorry. Nu ți-ai putut găsi una nemăritată, nu? Nu știi că asta e măritată și are deja 3 copii? Dar obrăznicia aceasta, aroganța aceasta este absolut colosală. El nu vede nimic care o dragoste e de la Dumnezeu, totul e minunat, nu? Sfânta Scriptură este foarte clară în domeniul acesta. Sunt niște principii. Păcatul te va ajunge atunci când calci în picioare aceste principii ale lui Dumnezeu, păcatul te va ajunge. Când păcatul este nepedepsit, poporul ajunge în aroganță, nu? Ajunge în aroganță. Nu-i mai pasă, nu mai pasă de nimeni, de nimic. Urmează avertizarea pe care o face Dumnezeu și de data asta se întâmplă ceva extraordinar. Cel care sfida era fiul unui lider al lui Israel. Nu era oricine, era băiatul unui conducător mare din Israel. 24.000 de oameni îndoliaseră întru totul poporului Dumnezeu. Muriseră rudele și prietenii lor, nu? Ăsta vine acasă cu nasul pe sus și cu o madianită la braț. Vă dați seama ce obrăznicie și ce impertinență, nu? Atunci se ridică un nepot de-a lui Aron, Fineas,
care pune mâna pe o suliță și se duce și face dreptate. Se duce și omoară pe amândoi pe aceștia. Imediat urgia lui Dumnezeu încetează și încetează plata păcatului care este moartea, nu? Cei doi care păcătuiseră au fost omorâți și încetează urgia lui Dumnezeu imediat. Haideți să discutăm în final câteva idei practice, cum să scăpăm de plictiseală, nu? Soluția pentru plictiseală. Dacă nu vrei să te plictisezi, fii plin de râvnă pentru Domnul. Versetele 10 la 13. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: Fineas, fiul lui Eleazar, fiul lui preotului Aaron, a abătut mânia mea de la copiii lui Israel prin râvna pe care a avut-o pentru mine în mijlocul lor și n-am nimicit în mânia mea pe copiii lui Israel. De aceea Dumnezeu încheie un legământ cu bărbatul acesta extraordinar, cu tânărul acesta. Fineas este apreciat de Domnul pentru râvna lui. Fii plin de râvnă pentru Domnul și nu o să te plictisești niciodată. Dacă ești plin de râvnă pentru împărăția lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu este vastă, este pe întregul pământ, nu? Dacă termin cu pocăitul tuturor celor din jurul tău, du-te în Mexico, până în America de Sud. Lumea întreagă așteaptă mesajul lui Dumnezeu. Poți lucra pentru împărăția lui Dumnezeu toată viața ta și orice minut din viața ta. Fii plin de râvnă. Râvna este apreciată. Acțiunea lui Fineas previne moartea altora. El este omul care îl înduplecă pe Dumnezeu să nu mai pedepsească întregul popor. Se cere acțiune împotriva păcatului și nu îngăduință. Se cere acțiune și nu îngăduință. Curajul și spiritul de sacrificiu al lui Fineas duc la încetarea urgiei și la declanșarea, dacă vreți, a bunăvoinței lui Dumnezeu față de un asemenea spirit plin de râvnă pentru Domnul. Trăim într-o lume în care astăzi păcatul se pedepsește tot mai puțin. Când fratele Marius ne-a citit despre roada Duhului, spunea că împotriva acestora nu este lege. Okay? Nu este lege. Știți că toate legile sunt împotriva faptelor firii pământești? Ei, dar trăim acum vremuri în care, rând pe rând, legile care au condamnat faptele firii pământești sunt abrogate, nu? Sunt abrogate. În Europa, în România, acum este un scandal foarte mare și o luptă acerbă, politic, moral, dacă vreți, pentru că vor să introducă căsătoriile homosexualilor, să fie legalizate acum. Dacă nu căsătorie, cel puțin, așa cum zic ei, aceste uniuni sau legături din astea legale între homosexuali. Bineînțeles că orice creștin normal, orice om care se teme de Dumnezeu vede panta asta alunecoasă spre iad pe care se duce țara și protestează oamenii împotriva acestor legi care nu mai interzic astăzi asemenea lucruri. Pe vremea lui Ceaușescu, homosexuali erau băgați în pușcărie. Acum nu știu dacă a făcut bine, că am mai zis-o, băga 10 la pușcărie și ieșeau 20 înapoi de acolo. Nu știu dacă a făcut bine cu chestia asta. Dar problema lui că, rând pe rând, societatea scoate legile care au condamnat faptele firii pământești. Le scoate afară. Nu le mai condamnă. Și aproape nici biserica nu le mai condamnă pe unele din ele. Dacă în Corint curvarul este pedepsit, sunt foarte puține biserici, chiar românești, pentecostale, care îl pedepsesc pe curvarul din Corint. Îl lasă în pace, nu? Fraților, dă bani la biserică, nu? Are mulți copii, are influență, nu? Are
rude multe și la următoarele voturi ne votează afară. Nu-i mai pedepsim pe ăștia. Anania și Safira îi alegem în comitet eventual, că dau bani la biserică, în loc să îi pedepsim pentru că au mințit pe Duhul Sfânt. Gândiți-vă, pot să vă spun o listă întreagă, nu? Evdokia și Sintichia erau două femei care făceau scandal și care luptau pentru întâietate într-o biserică. Astăzi, cred că le băgăm în organizația femeilor și în comitetul de conducere a bisericii. Deci, nu? Oamenii care altădată sunt înfierați în Noul Testament, nu? Pentru comportament necreștin, astăzi trec neobservați și nimeni nu mai are treabă cu ei. Pentru că societatea în care noi trăim nu mai condamnă fapta firii pământești, nu mai condamnă păcatele, ci începem să devenim foarte îngăduitori cu ele, foarte toleranți cu ele, nu-i așa? În al doilea rând, îl găsim aici, dacă vrei să nu te plictisești, fii gata de slujire, că este loc de slujit cât vrei. Domnul face un legământ de pace cu Fineas, un legământ special pentru el și pentru urmașii lui, pentru că a fost plin de râvnă. Într-o perioadă când alții se plictisesc și cad în păcat, ăsta este plin de râvnă pentru Domnul. Este legământul unei preoții veșnice, unui legământ de pace cu Dumnezeu. Și apoi Dumnezeu cheamă prin acești oameni deosebiți, gata de slujire și și plin de râvnă pentru Domnul, la îndepărtarea ispitelor viitoare. Madianul este declarat dușmanul numărul unu care trebuie stârpit, nu? Este declarat dușman. Știți că fiecare țară are o listă a dușmanilor potențiali, nu? Când eu am fost în armată, dușmanul nostru numărul unu era Statele Unite. La școala de ofițeri eram înarmați și instruiți cum să-i batem pe americani. Când am venit în America, m-am dus la comisariatul militar pentru că voiau să mă cheme din nou într-o convocare pentru înaintare în grad. Acum ajunsesem locotenent major și le și trimisesem deja livretul militar și am informat că plec în America. Și m-au invitat și m-am dus la un colonel și am zis, tovarășul colonel, îmi pare rău, dar nu mai pot să vin la înaintare în grad, că eu trec la dușmani. Dar unde te duci? La americani, am spus. Dacă nu ești dușmanii noștri, acum eu plec la dușmani. Fiecare țară are dușmanii ei, nu? Acum, tot timpul se schimbă lista asta, nu? Se pare că dușmanul numărul unu Americii e China la ora actuală. Pe urmă Rusia. Sau de rusi nu ne mai teme că îi bat ucrainienii și totul e în regulă. Dar avem o listă cu dușmani. Madianul trece ca dușman acum pe lista poporului lui Dumnezeu, care primește poruncă din partea lui Dumnezeu să îi treacă pe lista dușmanilor și să-i omoare pe madianiți. Priviți-i ca vrăjmași și ucideți-i, căci și ei vi s-au arătat vrăjmași. Dumnezeu, prin oamenii gata de slujire, este gata să îndepărteze și ispitele viitoare, numai cele prezente. Dumnezeu prevede și elimine sursele păcatului, ne avertizează de ele și le elimină. E bine, în concluzie, am să vă arăt aici câteva lucruri care cred eu că sunt extrem de importante. Perioadele de plictiseală sunt foarte periculoase. Aș vrea să fiți atenți la ele. Perioadele de plictiseală sunt foarte periculoase. Watch out! Numărul 2. Când stăm și nu lucrăm, intrăm într-o așteptare care produce plictiseală. Găsește-ți ceva de lucru. Dacă nu-ți dă nimeni, găsește-ți ceva de lucru. E proverbial,
vorba aceea că românul când n-are ceva, n-are de lucru, urcă pe casă și dă țigla jos. Nu, descopere casa. Poate că nu-i rău decât să stai în casă, nu? Și să nu faci nimic, mai bine dă țigla jos, că iară tot va trebui să o pui înapoi sau să pui altă. Doi, biserica nu trebuie să te distreze, ci să-ți dea de lucru. Aici este păcatul bisericii contemporane. Să teme că oamenii se plictisesc și atunci le creează entertainment, să nu se plictisească. De la muzică, de la lumini, de la tot ce există, să creăm o atmosferă că oamenii să se simtă bine, să se simtă distrați la biserică. Biserica trebuie să ne dea de lucru, nu să ne distreze. Probabil să ne îngrijoreze, să ne provoace, dar să ne dea de lucru, să plecăm acasă cu ceva de făcut, să știm ce avem de făcut. Numărul 4, să știți că șomerii și pensionarii se plictisesc. Găsește ceva de lucru. În România era proverbială vorba asta că la pensie foarte mult se plictiseau și nu știau ce să facă și mureau foarte repede. A lucrat toată viața la fabrică, s-a scolat la ora 5 dimineața, a venit la 5 după masă acasă, viața lui a avut o structură, a știut ce are de făcut, a venit acasă, acum scos la pensie și nu mai are nimic de făcut și moare foarte repede. Era o poveste că în România la coadă stăteau pensionarii, că poate să dă ceva. Știți, pe vremea lui Ceaușescu stătea la coadă, că nici nu știe ce se dă, poate să dă ceva. Și orice era bun, nu? Și discutau unul cu celălalt, zicea, măi, tu știi că Ion ăsta, prietenul nostru cu care noi mergeam la pescuit, dar ieșit la pensie și peste 9 luni de zile a murit, domnule. O, zice, dar tu să vezi un vecin la meu, după 6 luni a murit. După ce a ieșit la pensie, la care unul mai hâtru de acolo mă zice, să știți că ăștia bagă ceva în pensie. Ăștia bagă ceva în pensie că ne curăță foarte repede. Știți ce bagă? Plictiseală. Ascultați-mă. În pensie se bagă plictiseală. Șomerii sunt injectați cu plictiseală și mor repede. Te îmbolnăvești repede dacă nu ai ceva de făcut. Într-o discuție cu un prieten de-a meu, discutam așa despre soarta noastră a păstorilor care ieșim la pensie și el spunea, îmi dădea o listă așa întreagă, mi spunea pe nume, pe câțiva, zice, ăștia nu știu să facă nimica, domnule, când ești la pensie, ăștia nu mai știu să facă nimica. Și avea dreptate. Probabil de-aia nici nu vor să iasă la pensie, luptă pentru scaune până la moarte, nu? Moartea lor sau a bisericii. Pentru că dacă ies la pensie, nu știu ce să fac la pensie, nu? Slavă Domnului că mi-a dat Domnul de lucru, am de lucru la pensie, de nu mă plictisește. Și ultimul lucru care vreau să spun în această seară este că râvna pentru Domnul te va feri de ispitele madianiților și a moabiților. Okay? Râvna pentru Domnul te va feri de aceste ispite. Fii plin de râvna pentru Domnul. Nu te lăsa plictisit. Găsește ceva de lucru. Pentru că plictiseala este atelierul diavolului și este extrem de plictisitor să te plictisești. Haideți să ne rugăm Domnului și să ne ridicăm în picioare, să mulțumim pentru seara asta și să cerem ca Domnul să ne dea putere să nu ne plictisim, să ne găsim de lucru și să fim plini de râvnă pentru El și împărăția Lui. Amin.